Bună dimineața, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre prieteni. Toți avem prieteni dragi și buni cu care ne place să ne întâlnim și să ne jucăm, așa cum sunt prietenii de la grupă, vecinii sau prietenii pe care ni-am făcut în parc. Dar în afară de acești prieteni, eu cred că mai avem și alți prieteni dragi pe care am uitat să-i enumerăm. Haideți să vedem care sunt. Cărțile de povești, jucăriile dragi de care nu le putem despărți de multe ori, o pisică sau un cățel și, bineînțeles, calculatorul, laptopul, tableta sau telefonul. Astăzi, dragii mei iepurași, vom vorbi despre prietenul meu, calculatorul. Vom vedea dacă ne este prieten cu adevărat sau nu. Mai întâi, haideți să aflăm din ce este compus un computer. Un computer are un monitor pe care noi putem vedea imaginile. Mai are o tastatură pe care sunt scrise cifrele și literele alfabetului și un mouse, un mic șoricel cu ajutorul căruia putem să navigăm pe calculator. Bineînțeles că și laptopul are un monitor și o tastatură și uneori îi se atașează un mouse. Tableta și telefonul sunt niște computere mai mici. Acestea nu au tastatura la vedere, ce este inclusă în interiorul telefonului sau al tabletei și o utilizăm folosind nu un mouse, ci un degețel. Cu ajutorul unui computer, noi putem învăța cifrele, putem să le scriem și putem să facem diferite calcule. Tot cu ajutorul computerului putem să învățăm literele alfabetului și să le scriem, iar apoi să formăm cuvinte după ce le-am învățat. Un computer ne poate ajuta să învățăm mai multe despre țara noastră, România, despre orașele ei frumoase, despre munți, despre delta Dunării, despre Marea Neagră și despre toate frumusețile și oamenii buni din această țară minunată. Dacă avem nevoie, să găsim un loc unde să mergem, să ne distrăm sau să călătorim, computerul ne poate oferi atât drumul, cât și informații despre cazare sau locurile frumoase pe care le putem vizita. Tot un computer ne poate da multe, foarte multe informații despre sistemul nostru solar sau despre întreg universul, despre planete și sori, despre dinozauri, care tocmai ați învățat că au trăit acum mulți, foarte mulți ani în urmă. Ne poate da informații despre animalele care trăiesc în junglă sau în pădurile noastre, despre flori și despre multe locuri minunate din această lume.
tot cu ajutorul unui computer, a unei tablete, a unui laptop, putem chiar să și desenăm, să colorăm imagini frumoase, să ne dezvoltăm mușchii mici ai mâinii. Tot la un computer, un telefon, o tabletă, un laptop, putem asculta muzică și poveștile noastre îndrăgite. Și bineînțeles, tot cu ajutorul unui computer, ne putem juca. Vai de mine, priviți ce avem aici! Un computer bolnav, cred că are febră 40 și îl doare cumplit capul. Monitorul și-a pus o pungă imensă de gheață pe el și asta, sigur, din cauza că noi l-am folosit foarte mult timp, mai multe ore am stat pe el. Cred că trebuie să-l ducem la medicul de computere, la un informatician care se pricepe ce să-i fac. Dar noi oare ce pățim copiii dacă stăm mai multe ore la un telefon, tabletă, laptop sau computer ca să ne jucăm? Da, dragii mei, noi suntem mici. Încă suntem în dezvoltare. Și, sigur, și pe noi ne va dura căpușorul. Iar pe lângă cap ne vor dura ochișorii, se vor roșii. Vom vedea puțin diferit, adică mi se vor părea că vedem doi căței în loc de unul. Și când vom merge la medic, medicul oftalmolog, medicul de ochi, ne va recomanda să purtăm ochelari. Nu numai nouă ne se poate întâmpla acest lucru. Și părinților noștri și doamne educatoare, tuturor oamenilor, li se strică vederea dacă stau prea mult timp la calculator. În același timp, își strică poziția corpului, nu mai sunt drepți, verticali, ci se apleacă ca niște bătrâne. De aceea, nu este recomandat nimănui, cu atât mai mult vouă, să stați multe ore la calculator. Vom sta să ne jucăm 10 minute un joculeț, iar apoi vom ieși afară urmând sfaturile părinților noștri dragi, care știu ei de ce ne învață așa de bine. Pentru că ieșim afară cu prietenii noștri buni și dragi, prietenii de la grupă, vecinii, prietenii care mi-am făcut în parc, cu bunica, cu frățiorii, cu mama și tata, cu familia noastră, mergând în parc, alergând alături de cățelușul nostru, pe care trebuie să-l scoatem la plimbare, sau trăgându-ne cu trotineta sau bicicleta, alergând, cocoțându-ne în copaci, ieșind la picnic sau chiar mergând la țară la bunici și ajutându-i în gospodărie, noi ne îngrijim sănătatea corpului și minții noastre. Astăzi, dragii mei, am învățat că un computer ne este doar prieten atâta timp cât noi știm să-l folosim corect. Nu trebuie să acordăm din timpul nostru liber mai mult de jumătate de oră pe zi unui joc sau a învăța de pe un computer, telefon.
laptop. Cu cât stăm mai mult la un computer, cu atât ne va dura mai tare capul și ochișorii noștri se vor simți mai obosiți. Sperând că voi ați înțeles cât de prietenă este și ce prieten bun este un computer din care putem învăța atâtea lucruri minunate și frumoase, eu vă pup năsucurile dulci și vă aștept la următoarea activitate. Pa, pa!